Tuburile nu au mai rezistat torenților puternici formați pe râul Buzău și cu toată greutatea lor au fost mișcate din loc de mai mulți metri în aval. Podul de tuburi nu mai este practicabil de 3 zile, astfel că șoferii care obișnuiau să îl tranziteze în drumul lor către Vadu Pașii sau chiar către Moldova sunt nevoiți să se întoarcă din drum. În ultimile săptămâni, podul de tuburi de la Vadu Pașii era de un real folos șoferilor care încercau să ajungă către Moldova și să evite în acest fel podul de la Mărăcineni aflat în lucru. De 3 zile însă acest pod a fost distrus de ape, iar șoferii sunt nevoiți să se întoarcă și să tranziteze podul de la Mărăcineni. Podul va fi refăcut în următoarele zile, dau asigurări autoritățile locale din Vadu Pașii. Chiar dacă podul aparține strict de reprezentanții balastierei din zonă și primăria Vadu Pașii cunoaște interesul cetățenilor, astfel că face demersuri pentru repararea urgentă a podului. E vorba de vreme, este vorba de baraj și după aceea facem un calcul, vedem dacă repararea acestuia se merită în sensul de a fi utilizat o perioadă mai mare. Nu-l pot face oamenii pentru 2 zile. Da, urmează, se interesează, am vrut să ne țină la curent și cei care dau drumul la baraj, ca să vedem dacă urmează să mai ia asemenea măsuri, să nu ne trezim cu un debit foarte mare, să muncim degeaba. Încercăm să-l remediem problema din zona respectivă. Da, până săptămâna viitoare preconizați că se va deschide? Da, așa sperăm, dacă nu mai apar lucruri neprevăzute, știți cum. Ruperea podului de tuburi e de vină și pentru traficul crescut din orașul Buzău de pe Bulevardul Unirii și Șoseaua de Centură.